Până în ultimul video pe care l-am postat, v-am zis că sunt foarte nerăbdătoare să ajung acasă, la Gorj, să vă arăt un pachet pe care l-am primit din Anglia de la o bună prietenă de-a mea, pe care o cheamă Dorela. Problema este că noi 3 zile nu am avut cablu, internet, încă nu avem nici în momentul de față, curent, am stat o noapte fără. A fost o vijelie foarte, foarte, foarte puternică care a distrus foarte multe case, copaci picați peste anumite clădiri, cum ar fi o sală de sport, poliția și așa mai departe, dar din fericire noi am scăpat cu bine și nu s-a distrus absolut nimic. Pe lângă faptul că ni s-a stricat centrala, mașina de spălat, mici chestii care au fost reparabile. Iar pachetul despre care vă spuneam a trecut și el printr-un experiment foarte nasol. A fost lăsat într-o terasă, să-i spun așa. Și cât a fost ploaia aceea cu piatră, au intrat pietre, ploaie și s-a udat puțin, așa că am fost nevoită să-l deschid. N-am mai avut răbdare să-l deschid odată cu voi pentru că n-am mai avut baterie nici măcar la telefon. Și a trebuit să-l deschid, se udaseră unele dintre hăinuțe, să le spăl și apoi să le calc. Și acum să vă arăt, această pijama de pe mine este tot de la ea. Da, mi-a făcut și mie cadou o pijama, de fapt două. Și încă una, maiuț. Și cu pantaloni lungi de la Bambi. Bun, nici nu pot să țin prea bine ca să vă arăt, dar cele mai importante sunt hăinuțele pentru bebe. O fustiță care este foarte, foarte drăguță. Este așa, fliu, fliu. Care are și un band, da. Nu știu pe unde s-a rătăcit. O pereche de călănței cu mini și Daisy. Bun. Încă o pereche de călănței cu mini. Deși i-am spus să nu le ia pe toate foarte mici, pentru că nu s-a apucat să-i le dau și am zis să-i cumpere și hăinuțe mai măricele. Acesta este un treninguț cu niște pantaloni negri și un tricou. Asta îl ador, efectiv. Stați. Pantaloni scurți. Asta e bun acum de ea. Și cu tricou. Acesta a fost un set foarte drăguț care conținea mult mai multe piese și era împachetat așa, făcut rulou, era foarte, foarte drăguț. Mi-aș fi dorit să vă deschid odată cu voi, dar este un body tot cu mini și Mickey. Ăsta iar îmi place foarte, foarte, foarte mult. Este un training. Pam, param. Foarte drăguț. Niște pantalonași care cred că aveau și un tricou. Acesta este din acel pachetel drăguț despre care v-am spus. Cu o babețică, tot din acel pachet. Aceasta este o salopețică de vară cu căpșunele. Asta este o bluziță de la fustița aceea fliu-fliu. Le v-am arătat-o prima dată. Încă un body cu mini, toate sunt de la Disney și au un material super calitativ. Mickey. Acestea sunt niște bluzițe, un set cu mai multe bluzițe o să mai fie. Aceasta este o pijamăluță tot cu Bambi și bluzița aici, când o să crească un picuț mai mare. Acesta iar este
Superb, un tricou de la mini care vine așa și cu o salopetă. E super. E foarte drăguță, de-abia aștept să o îmbrac în ea, doar că este de 3-6 luni, iar noi avem doar 3 săptămâni astăzi. Încă o bluziță de la setul acela de bluzițe, v-am zis. Un tricou de la Adidas pentru bebe roz. O bluziță tot cu Bambi. Și încă o bluziță tot de la acel set. Bun. Și voiam să vă mai arăt că ne-a mai trimis și 2 seturi de șosețele roz, mov, colorate. Și tati care cântă pe fundal. Roz, galbene și colorate. Cam acestea au fost. Aș putea să vă mai arăt. Vai, am filmat 6 minute. Să vi-l arăt pe tati în primul rând și până o să revin eu. Hai, da, tine, ia de aici să vadă toată lumea cum vrei, e fata, haide, haide, haide. Nu te ridica! Aici am mai primit încă un set de hăinuțe de la mama mea care este plecată în străinătate acum. Mama mea e florărea. O grămadă, deci dacă aș sta să vi-l arăt, ar mai dura încă 5, 6, 7 minute și n-are rost. Vă mai arăt câteva chestii drăguțe, astea le-am primit de la o rudă de-a mea pentru bebe. E foarte drăguță, cu niște botoșei pentru fetiță. Pentru bebe tăi. Hai, tată. Un costumaș. Body. Și iarăși un body. Am primit destul de multe hăinuțe. Nu știu când o să apucăm să le purtăm, pentru că deja aveam o grămadă de haine. Aici iar de la altcineva, altă rudă de-a mea, niște botoșii foarte drăguți. Hai, tata, hai. Pentru bebe. Unu. O rochiță 4 cu bentiță 5 foarte drăguță 6 bravo, bravo. 6, bucate, bucate. Un training cu lobenițe și pere și lămâi și ce mai sunt. Acum de la o altă prietenă de-a mea care a venit și ea să ne viziteze, Roberta o cheamă. 2 body-uri foarte drăguțe, care sunt tot 3-6 luni, dar poate să fie bune. Cu încă un set cu 2 body-uri, tot la fel de drăguțe, puțin diferite. Cu 3 perechi de șosețele micuțe, pentru că știa că nu avem șosețele bune de noi, dar oricum nici astea nu sunt bune. Așa. Și cu aceste chestiuni minuscule. Și cam acestea au fost. Sper că v-a plăcut. O să urmeze și vloguri cu alt context. Și tati încheto. Content. Vă pupăm, nu uitați să dați un like, un comentariu și un subscribe la canalul nostru de YouTube, pentru că o să vină vloguri și cu Bebelina. Dați-ne și un follow pe Instagram, dragneradu, adu de Elina, că vă pupăm, vă iubim, nu contează, te găsesc. Pa!